Stramobar Congress 2014 în Barcelona, la standul celor de la Sony. O prezentăm tableta Sony Xperia Z2 Tablet. Bineînțeles că este update-ul lui Sony Xperia Z Tablet, care a apărut acum un an. Vine cu un update din multe puncte de vedere, dar și păstrează multe lucruri. Din punct de vedere al designului, se apropie extraordinar de mult cu vechea tabletă, însă putem să observăm că este ceva mai subțire, vorbim de 6,4 mm. În același timp s-au umblat și la componentele interioare care au fost upgradate, ceea ce automat conferă o greutate mai mică. Vorbim acum de 426 de grame, se ține lejer și cu o singură mână, fără prea mai probleme. În continuare este o tabletă de 10,1 inch, rezistentă la apă, s-a îmbunătățit și în acest sens, a primit o certificare mai bună, care îi conferă posibilitatea de a rezista în apă de până la 1,5 m timp de 30 de minute. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să o luăm la duș cu noi sau în piscină, înseamnă doar că dacă ne prinde ploaia pe afară, sunt șanse foarte mari să nu pățească tableta absolut nimic. În același timp, tableta a primit și alte îmbunătățiri. Vorbim aici de procesor, care acum este vorba de un procesor quad-core. Vorbim de camera de pe spate, care și aceasta a fost îmbunătățită. În continuare avem posibilitatea de a filma Full HD 1080p. Bineînțeles că discutăm de suport NFC, Near Communication, pentru transfer de fișiere și plăți. Sistemul de operare este Android, vorbim acum de versiunea 4.4 KitKat, peste care este suprapusă interfața celor de la Sony, după cum putem observa. Putem să customizăm în continuare oricare din ferestrele aferente. Live Companion este o aplicație care acompaniază altă aplicație ca și Social Life, aplicații făcute in-house de către Sony, care ajută utilizatorul din două puncte de vedere. Social Life este o aplicație care ne permite să conectăm mai multe rețele sociale și să postăm, de exemplu, o singură dată și să apară pe mai multe, cum ar fi Facebook, MySpace, Twitter, Flickr și așa mai departe. Iar cealaltă aplicație, pe care vă povesteam mai devreme, ne dă posibilitatea Live Log, ne dă posibilitatea de ne-a ajustat dieta, ne dă posibilitatea de a ține pasul cu exercițiile fizice pe care le facem periodic. Avem posibilitatea de a primi ranking, de a vedea evoluția noastră pe termen scurt, mediu și lung și multe alte lucruri de acest gen. La Mobile Congress 2014 cam toți providerii au pus accent pe Life, pe aplicațiile ce țin de bunăstarea utilizatorului. Găsim multe alte lucruri care sunt deja familiarizați, mare rost să le luăm în detaliu. Este vorba de GPS, de fără suport de GPS. Găsim posibilități de conectare 3G, 4G și wireless. Spunem de Bluetooth, versiunea 4.0 cu de pe ședere. Remote control vine cu un port infraroșu, ce ne permite să ne conectăm la alte device-uri, cum ar fi un televizor. Am adus și noi în discuție rapid această îmbunătățire a tabletei originale Xperia Z Tablet. Aceasta este prezentarea tabletei Xperia Z2. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.